Bună seara, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre bătălia de la Vaslui, un eveniment istoric semnificativ, susțin cei mai mulți istorici și împreună cu oaspeții prezenți în studio vom încerca să vedem cu adevărat care sunt valențele semnificative ale acestei date istorice. Salut prezența în studio a domnului Alexandru Roman, doctor habilitat în științe istorice, profesor universitar, titular al Departamentului Relații Internaționale a Universității de Stat din Moldova. Bună seara și bine ați venit, domnule Roman. Bună seara. Și a domnului Victor Stepaniuc, doctor în istorie, conferențiera universitar, decan al Facultății Relații Internaționale, Institutul Relații Internaționale din Moldova. Bună seara și bine ați venit, domnule Stepaniuc, la Reflector Analitic. Bună seara. Domnule Roman, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune prin a explica de fapt care era situația social-politică de la acea etapă și de ce majoritatea istoricilor consideră că data de 10 ianuarie 1475 este una destul de semnificativă. Da, ziua de 10 ianuarie 1475 este într-adevăr semnificativă pentru istoria Moldovei, pentru statul nostru, statul moldovenesc, creat și consolidat de domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt, dat fiind că acum 544 de ani, în ziua de 10 ianuarie anul 1475, s-a produs victorioasă bătălie de la Vaslui, o bătălie, aș zice, neordinară, deosebită, în care armata moldovenească, condusă personal de domnitor, a reportat o victorie strălucită asupra armatelor otomane. Deși, deși, raportul de forțe nu era egal, era în defavoarea armatei moldovenești, aproximativ de două ori jumate, trei chiar întreceau deci, numeric trupele otomane, însă Ștefan cel Mare fiind un foarte mare strateg militar și comandant de oști, a elaborat și planul acestei operații militare, Personal a aranjat trupele în asemenea mod în care să fie favorabil pentru desfășurarea acestei lupte. Pentru desfășurarea luptei și pentru deci, o luptă defensivă, fiindcă Ștefan cel Mare ca atare nu a dus războaie de cotropire. Acesta a fost un război de apărare, un război defensiv și iată în regiunea Vasluiului, deci la podul înalt, s-a produs această bătălie acum 544 de ani pe care a câștigat domnitorul Ștefan cel Mare. Domnule Stepaniuc, bătălia de la Vaslui este o victorie a creștinătății asupra islamului? Pentru că am întâlnit această afirmație în diferite surse. Ce părere aveți? Împărtășiți aceeași viziune? Trebuie să subliniem faptul că această bătălie Bă rog. este una absolut deosebită în istoria Moldovei și mai ales în, în istoria domniei lui Ștefan cel Mare, fiindcă cele circa 38 de război care le-a purtat domnitorul pentru apărarea țării, el singur recunoștea într-o scrisoare că a pierdut doar două, deci în 36 el a reportat victorii, victorile au fost diferite, au fost război mai mai scurte din timp, au fost epizodice. Dar bătăliile care au fost cu turcii, cu polonezii, cu tătarii au fost deosebit de sângeroase. Și dacă să vorbim anume de anul 1475, este remarcabilă această bătălie prin faptul că după dânsa, după ce Ștefan a reportat o victorie 3 la 1, adică de fapt proporția de forță a fost aproximativ 48.000 de moldoveni, împreună cu câteva mii de polonezi au participat de partea Moldovii, de câțiva, câteva mii de unguri, secui. Dar gros armatei, 4, circa 40 de mii au fost moldoveni. Deci circa 48 de mii erau uh -huh. uh, armata moldovenească. Din partea turcilor au venit, otomanilor au venit de la 120 până la 100, circa 140 de mii. Autorii scriu diferit, fiindcă noi nu avem astăzi surs absolut veritabile, în care ar fi exact. da, exhaustive. Dar însăși turcii recunoșteau că armata lor era de 3 ori mai mare decât a Moldovei și e mare rușine pentru dânși, pentru otomani, că ei au pierdut această luptă. Și, într-adevăr, mai mulți autori au subliniat și autorii noștri moldoveni și occidentali, acei din Rusia, polonezii au recunoscut că aceasta a fost o victorie deosebită împotriva islamului, deoarece hai să recunoaștem că în anumite, că majoritatea de fapt statelor din jur erau cucerite de acum sau în subordonarea Imperiului Otoman. Și Moldova era ca o țară mică, aici în preajma lumii musulmane, la graniță de fapt cu lume, cu Imperiul Otoman, care rezista. Și desigur, asemenea, țări ca Ungaria și Polonia atrăgeau atenție deosebită cum o să comporte moldovenii, în ce măsură ei o să reziste. Pe de o parte, ei Stemeau de Ștefan, pe de altă parte el respectau, fiindcă vedeau că el este un luptător activ. El nu doar vorbește, dar el nu duce du doar tratativii sterile, cum o veceau mulți din jur, dar el încerca și prin forța militară și prin organizarea statală a Moldovei, prin organizarea social-economică, să trebuie să spunem așa, să demonstreze că Moldova este un stat viabil, că ea este capabilă să reziste. Și această luptă a fost, într-adevăr, un moment de cotitură fiindcă. O mare recunoaștere internațională a Moldovei, inclusiv recunoaștere din partea lumii occidentale și chiar și din partea Rusiei. Hai să recunoaștem că Rusia de acum începe să devină un stat mare, cu o anumită influență deci puternică în zonă și faptul că moldovenii i-au învinșit pe turci de trei ori în proporție de 3 la 1, adică fiind de 3 ori mai puțin decât otomanii, asta i-a mirat inclusiv și pe istorii și ruși. Nu țineți minte că mai târziu Caramzin deosebit l-a lăudat pe domnitorul moldovean Ștefan cel Mare spunând că cu forțe mici a făcut fapte, fapte mari. Pentru Rusia... Inclusiv această victorie a moldovenilor împotriva otomanilor, a avut tot o importanță mare, fiindcă confruntarea aceasta geopolitică de acum dintre Rusia și Imperiul Otoman, dintre, deci Imperiul, nu că Imperiul, dar țarii ruși, de acum era observabilă în perioada respectivă. Domnule Roman, cu permisiunea dumneavoastră o să citez o anumită, o anumită declarație, o anumită teză, în baza care aș vrea să continuăm această discuție. În 29 septembrie 1474, Ștefan cel Mare, care în urma bătăliei de la Baia era în relație reci cu regile Matia al Ungariei, s-a adresat papei Sixtus al IV-lea cu scopul ca să organizeze o coaliție creștină anti-otomană. Pericolul anticreștin sau pericolul otoman era deja pronunțat în zonă și în același context vreau să vă întreb, de ce papa îl hrănește doar cu promisiuni? Pentru că nu se coagulează, nu știu, un ajutor, evident. E așa sau? Da, într-adevăr așa a fost, fiindcă evenimentului memori, memori, acest, acest eveniment major care s-a produs în ianuarie 1475, au precedat alte evenimente și anume alte lupte pe care le-a purtat armata Moldovei, condusă de personal de Ștefan cel Mare, începând cu toamna anului 1474. Iată, în acea perioadă, Ștefan a reportat mai multe victorii în zona Dunării, deci pe teritoriul Valahiei, nemijlocit a învins și pretendentul la Iotă, care îl aducea sultanul pentru a-l detrona pe Ștefan de la tronul țării, ca să-l deci, numească în fruntea statului, l-a învins pe Iotă, a învins în câteva rânduri și armata Valahiei. Și iată, în această situație, sultanul a ordonat nemijlocit Visuleiman Pașa, de deci din zona României, să, să adune lup, trupe uh, otomane, deci masive, de proporții deosebite care să dea o lecție, să îi demonstreze domnitorul Moldovei că Imperiul Otoman era în creștere. Într-adevăr, Ștefan cel Mare s-a adresat în septembrie 1474 papii de la Roma cu propunerea de a fi organizată o alianță comună, deci sau o cruciadă anti-otomană. Desigur, cruciadele s-au produs anterior, într-o perioadă din secolele 11, 12, 13, însă cruciadele târzii au avut anumii orientarea această anti-otomană și Ștefan cel Mare vedea în coagularea forțelor țărilor creștine pentru a apăra religia creștină, pentru a putea să apere statele Europei centrale de est și de sud de aceste invazii otomane. Cu regret, Papa de la Roma, într-adevăr, nu l-a susținut pe domnitorul Moldovei deci cu trupe sau uh, financiar, doar uh, promisiuni, precum v-ați exprimat dumneavoastră, și desigur cu laude pe care... Mai târziu. Da, ma, și mai târziu, dar și atunci pe care le merita Ștefan, al treilea domnitorul țării Moldovei. Și trebuie să menționăm că, <coughs> într-adevăr, Ștefan cel Mare practic a condus spre acest, această victorie din 10 ianuarie 1475, practic a fost un război de durată. Putem spune circa o jumătate de an, din toamna lui 1474 și până la finele lunii ianuarie, fiindcă bătălia propriu-zis s-a produs la 10 ianuarie, dar a urmat apoi urmărirea trupelor Călaltă, uh, otomane care au fost uh, deci deja învinsă, dar în retragere, erau urmărite și nimicite. Și iată, într Ștefan uh, al treilea a demonstrat uh, lumii creștine că Moldova este o forță, este o țară care poate să reprezinte și o poartă a creștinătății în Europa, și poate să apere, să fie un scut anti-otoman, un scut la religie creștină împotriva religiei otomane, musulmane. Domnule Stefan, care era relația lui Ștefan cel Mare la acea perioadă cu vecinii? Relațiile lui Ștefan cu vecinii, în principiu, erau acum echilibrate, către anul 1475, deoarece anterior au fost confruntări cu Ungaria au fost câteva ciocniri militare cu Polonia. Polonia, Moldova și Polonia aveau o problemă între ele, problema Pucuției, niște datorii care polonezii le erau datori moldovenilor, până la urmă ei nu, nici de cum nu puteau întoarce banii ce ies, unii ori nu recunoșteau și atunci uh, Ștefan spunea, bine, este tratat, dacă voi nu țineți tratatul, atunci dădeți-ne pocuția. Și luptele pentru pocuția, din păcate, confruntările acestea au fost permanente între Moldova și Polonia. Pe de altă parte, desigur, și pentru Polonia și pentru Ungaria, riscul cel mai mare nu era Moldova, dar era Imperiul Otoman, de atâta în, în acest context, desigur, ei vedeau primești de asta mare care venea din partea Imperiului Otoman, pentru că către această perioadă căzus asemenea țări, ca cum erau Bulgaria, Serbia, Grecia, o parte bună din, din Ungaria, deci stemea, mai ales sudul, Transilvania, căzus țara românească. Pentru moldovenii asta era cel mai dramatic. Da, cer scuză. Valachie. În perioada aceea se numea Valache. Și Valachia în încă de la 1418, plătea deci, impozit acest haraci turcilor. Și vreau să vă spun că, de fapt, domnitorii Valachi s-au spus deși Ștefan în perioada țineți minte lui Vlad și a încercat să creeze o alianță, ei într-un fel erau rude și în general popoarele respective se considerau rude încă din, din din antichitate, dar la anumită în perioada respectivă confruntarea este deci directă. Dar de ce este directă? Din cauza că turci după ce i-au supus pe Valachi după 1418, de fapt i-au impus ca la războaiele care ei le purtau împotriva moldovenilor, fiți atenți, împotriva moldovenilor, împotriva ungurilor și altor popoare, să fie angajate și trupele Valachi. Și ei participau alăturea și în cazul de față, sursele scriu că au venit în coace 17.000 de Valahi, împreună cu armata da. turcă. Armata da. turcă, 100, circa 120 de mii, plus 17 mii de Valahi, și aproximativ fac 137 dacă noi adunăm și vedem. Asta e de trei ori mai mare decât armata moldovenească. Și desigur, în cazul de față confrunt mă, mă, atitudinea lui Ștefan, mai ales față de domnitorii Valahi da? Ea, desigur, era foarte negativă. El a încercat de mai multe ori să își aducă acolo în fruntea țării, în fruntea Valahiei, un domnitor loial Moldovei, un domnitor cu care ar putea să aibă niște relații bune, să semneze un tratat, inclusiv de, de prietenie, de susținere, dar lucrul acesta nu a reușit. Și asta a fost una din marele probleme, de fapt, al lui Ștefan cel Mare. Când manualele de istoria românilor a astăzi scriu că, uite, Ștefan și cu domnitorii români din Valahia au încercat ei să creeze o alianță anti-otomană, deci asta este un fals. Asta este un fals care nu a reușit pe parcurs de 47 de ani să-mi arăte cineva din autorii care este documentul care fixează această alianță. Ei au fost într-o confruntare permanentă. Mai mult ca atât, călătorii care treceau pe în Moldova, care au fost la curtea lui Ștefan cel Mare, inclusiv diplomați occidentali din Florența, din Veneția, de la Papa, de la Roma, recunoșteau că între moldoveni și valah este o ură permanentă. Pentru că ei, deși sunt popoare înrudite, dar ei nu înțeleg lucrurile așa cum de bine și de frumos le înțelege Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a fost un mare strateg. A fost un om, eu aș spune, chiar nu a fost un om a timpurilor sale, fiindcă multe lucruri, le anticipa. Multe lucruri el le-a anticipat. El a, a anticipat lupta aceasta, confruntarea aceasta mare geopolitică, care noi o vedem inclusiv și astăzi. Și el a încercat să abordeze unde este locul Moldovei. Locul Moldovei trebuie să fie unul pasiv, ca să-și să, să, să bată joc cine-a dorit din țara Moldovei. Sau tot trebuie, trebuie să fie un, om, un loc tot și înțelept și un loc de colaborare cu ambele spații. Și observați, eu tot timpul atrag atenția la acest moment, că tratatele semnate de Ștefan cel Mare în perioada respectivă au fost pentru ambele spații. El a căutat să găsească și drumuri comerciale, și diplomație, inclusiv diplomația mariajului. Da? El s-a căsătorit uh, cu toate spațiile care erau interesate Moldovei, în primul rând social, economic și din punct de vedere a influenței politice. Da. Da. Și trebuie de menționat faptul Spune. că în contextul oportunității creierii acestei alianțe anti-otomane, Ștefan cel Mare, deja peste două săptămâni după marea victoriei de la Vaslui, la 25 ianuarie 1475, adresează o scrisoare, o circulară, ce, ce era da. un element nou pentru diplomația europeană, deci o circulară comună pentru adresat papii de la Roma, Sixtus al IV-lea și uh, suveranilor țărilor creștine din Europa, prin care el face o analiză a situației de moment, a menționând că trupele militare ale Moldovei au învins definitiv, au distrus trupele otomane la Vaslui, uh, au obținut o victorie, care însemna foarte mult în stoparea invazilor otomane asupra Europei Centrale și de Vest, și Ștefan cel Mare solicita să fie creată această alianță, să fie uh, acordat fie un ajutor moldovii, în continuare, ajutor militar, financiar, fie să fie create trupii comuni pentru a lupta împotriva uh, trupelor Imperiului Otoman. Papa de la Roma, desigur, că uh, ia răspunsul lui Ștefan cel Mare, foarte elogios l-a lăudat foarte mult și l-a numit atletul lui Hristos, da, că este deci, apărătorul creștinătății în Europa și așa mai departe, însă s-a limitat la aceasta doar. Deci așa și nu a primit uh, ajutorul nici militar, nici financiar, nici politic din partea uh, papei de la Roma deci, și a altor state europene. Rămânea în moment, la acel moment doar să creeze o alianță cu țările vecine. În primul rând cu regatul Ungariei, cu același rege, uh, Matia Corvin, Matia Corvin, care el s-a bătut da, la anul a fost lupta bă, bătălia bă. bă. de la Baia, dar mm. în 18... anul 1475, vara, au început negocieri diplomatice și la Iași uh, a fost negociat un tratat bilateral între țara Moldovei și regatul Ungariei, un tratat care uh, prevedea uh, crearea unei alianțe comune cu carier militar împotriva Imperiului împotriva da. Turcelor. Și acest tratat a fost semnat la 12 iulie anul 1475. În august deja, deci luna următoare, regele Matias Corvin adresează și altor țări vecine de a să alătura și a susține această alianță. Și despre ce a vorbit colegul meu? Că în partea de nord, deci la hotare de nord a țării Moldovei, regatul Poloniei, desigur, situația nu era simplă și cu Polonia problema constă în faptul că încă în 1387, adică aproximativ cu un secol mai devreme, deci țara Moldovei, prin suveranul său, domnitorul Petru I Mușat, sau Mușatin, fondator din Mușatinor, a acordat un credit financiar regatul Poloniei, regelui Vladislav al II-lea Vladislav al II-lea Iagelo a solicitat un împrumut financiar în sumă de 4.000 de ruble argint pentru a-și consolida armata, pentru a-și consolida deci, structurile sale interne și administrative și așa mai departe. A fost acordat ajutorul acesta, deci creditul de 3.000 de ruble de argint, fiindcă 1.000 deja o să regatul Poloniei și a fost stabilit perioada de returnare de 3 ani. Pentru perioada aceasta, până a fi returnat acest credit financiar, Polonia a cedat teritoriul de hotar numit Pocuția, cu câteva cetăți cunoscute, importante, Însă au trecut și cei trei ani, n-au returnat creditul, teritoriul Pocuții rămâne al Moldovei, iar independența deja același unchiul lui Ștefan cel Mare, deci ucigașul tatălui său, Bogdan al Doilea, deci a închenat acest teritoriu regiului Poloniei, fiind el era deci, asociatul regiului polon și iarăși devine deci a, a Poloniei, iar Ștefan cel Mare desigur că a fost unicul domnitor care a stopat plata haracelui, deci atributului anual pe care l-a față de turși, da, Imperiul Otoman și Ștefan, practic, a apărat întotdeauna teritoriul acesta din nord a Moldovei, pucuția, care astăzi, să spunem, este regiunea Cernăuți sau Bucovina din nord, partea Bucovinii, care se află în prezent pe teritoriul Ucrainei. Domnule panic. eu vreau să discutăm un aspect foarte interesant. Mă refer la Ștefan cel mare strategu, și când zic lucrul ăsta, întrebarea constă în felul următor. Nu este întâmplătoare sau întâmplător faptul că această bătălie se desfășoară la Vaslui. Probabil Ștefan, văzând acel număr despre care ați pomenit și dumneavoastră, impunător de ostași otomani, a fost oarecum pus pe gânduri și atunci a fost nevoit să aleagă o strategie care să fie convenabilă. E așa? Este adevărat că Ștefan a avut, având în vedere că războaiele acestea au durat da. permanent la 73, 74, 75, confruntările au fost, trebuie să spunem că în perioada respectivă de acum diplomația Moldovei devine mai fortificată, mai cultă, mai pregătită. Ștefan a fost doar domnitorul care a insistat ca să aduc în fruntea conducerii statului logofeței, deci părcălabii trebuia să cunoască limbile, da? Postelnicul, care se considera la dânsul un responsabil pentru diplomație, el a considerat că nu este de ajuns și, până la urmă, toate delegațiile serioase erau pregătite, inclusiv la nivelul logofetului mare. De acela a redactat documentele, acela verifica deci, toate actele și, desigur, dacă să vorbim de strategii, cât perioada respectivă, Ștefan a știut din timp invazia, despre invazia turcească. Se, se vorbește de mai mulți autori că el a cunoscut cu două-trei luni din, înainte că sultanul pregătește o luptă mare pentru a cuceri definitiv Moldova. Adică sarcina turcilor în perioada respectivă, era nu doar să o spună, dar să o distrugă militar și economic și să se răfuiască cu Ștefan. Doar Ștefan era unicul, vă spun că în zona respectivă, care nu îi plătea Haraciu. Mai mult ca atât, se lupta cu dânș direct, mai mult ca atât, e. Îi îi ignora inclusiv și social-economic, fiindcă porturile, Chilia și Cetatea Albă erau a Moldovii și tot, toat, tot, comerțul acesta care se făcea pe la Marea Neagră era sub controlul Moldovii și, sigur, și pentru și tot ce asta era foarte și foarte deranjant. Și atunci ei au hotărât să, definitiv să termine cu, cu Ștefan și cu Moldova, dar Ștefan în perioada respectivă nu a avut doar diplomație bună, dar a avut și de acum și armata era fortificată, a apărut a să ce se numește oastea mare, unde el câțiva ani a fortificat această oaste de țărani, că de fapt este pentru prima dată când inclusiv și cronicarii unguri și polonezi recunosc că moldovenii nu au doar o armată organizată din elite, dar de fapt orice țăran la dâși pune mâna pe armă și el este pregătit de război. Și marea întrebare este de ce moldovenii sunt, țăranii moldoveni sunt pregătiți de război. De atât că erau antrenați toamna se făceau exerciții militare și pârcălabul care conducea în general regiunea respectivă era responsabil ca în fiecare localitate să existe țăranul în armat, să aibă cal, să aibă o securie, să aibă un paloș bun, să aibă un buzdugan bun și pentru asta tinerii desigur trebuiau... O... Și a treilea moment este că desigur Ștefan i-a atras pe dâns în aceste mlaștini de la, de la Vaslui. Doar, de fapt, luptele s-au pornit, cum a spus domnul profesor, s-au pornit încă în toamnă. Pe perioada de ploaie, de, 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 roi și așa mai departe. Și Ștefan a, a decis să, să facă la o margine din oraș, pe de altă parte, unde se poate de să fie asigurat cu alimente, dar pe de altă parte să fie între păduri, în așa fel ca să-i spate să organizeze mai multe manevre militare, exerciții așa deșiretlic împotriva turcilor. Și trebuie să spunem că lui a reușit. A reușit nu numai prin, prin curajul lui personal, dar și prin strategiile care el le-a aplicat și, desigur, comandanții de oși care el le-a avut. A avut comandanți buni care l-au ascultat. Desigur, el pe unii, el, de fapt, după fiecare război, trebuie să spunem că pedepsa anumiți conducător din cauza că el considera că uh, s-au cheltuit banii țării, s-au adus multe daune și deși voi nu ați fost la nivelul respectiv. El cheltuia mult bani pentru armată. Hai să spunem așa că pentru, uh, pentru prima dată anume în lupta de la Vaslui sunt fixate aceste 20 de tunuri uh, S-a uh, vorbit că probabil că le-au făcut cadou uh, deci, ungurii, despre asta vorbesc mai multe surse. Uh, Moldovenii au utilizat uh, deci, tunuri, și turcii au rămas surprinși, fiindcă ei considerau că armata moldovenească nu are nu are tunuri. Adică, moldovenii aici au demonstrat nu numai doar pregătirea, spunem așa, fizică, dar da, și o anumită pregătire strategică, de tactică militară și, în felul acesta, toată arta cuceririlor cunoscută din de, 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 de partea otomanilor, deci a fost, într-un fel sau într-altul, ridicată și arta noastră militară la nivelul celei turci. Adică moldovenii nu sunt mai slabi, dar ei sunt chiar mai, mai, mai vioi, mai, mai culți, mai deștepți și le ajunge înțelepciune să șretlicuri ca să-și apere deci, pământurile natale. A patrulea moment care îl fixează autorii, desigur, este faptul tactica pământului pârjolit. pârjolit. Este o tactică veche folosită încă de Daci. Ei nu luptau în sate, în localități, dar căutau să localitățile în fața dușmanului practic să le ardă, să le aprindă, ca dușmanul să nu găsească acolo nici acoperiș, să nu găsească acolo nici alimente. Și Ștefan a utilizat această tactică foarte și foarte dură. Localitățile, de fapt, erau pregătite să fie evacuate în locurile păduroase, adică ei fugeau de obicei în, în păduri și localitatea era arsă și uneori era arsă în ultimul moment adică când dușmanul se apropia de acum la distanță de o oră, de vreme, de un ceas, așa se spune atunci, la distanță de un ceas atunci se dădea satului. și casele desigur erau din lemn în mare parte așa era perioada mai ales în localitățile sătești și desigur, ele ardeau și ardeau și lăcașul acesta pentru oștean și având în vedere că timpul a fost de iarnă, totuși a fost timp, probabil că minus 3, minus 4, că au fost și zile ploioase și au fost și zile cu zăpadă, s-a făcut mlaștină, moldovenii știau a, a, a trece prin asemenea câmpuri a rezistat. Turcii probabil că nu au asemenea climă și ei aici pur și simplu nu au rezistat. Dar desigur, cel, mai, cel mai favorabil pentru domnitor a fost însă și tactica lui deșteaptă, fiindcă vă spun, ea a tras în mlașten. Și ei pe urmă Militarii lor, când au analizat de ce moldovenii au câștigat având o armată mică, ei așa spuneau, da, până ne-au amăgit, ne-au încurcat și ne-au dus în mlaștini, dar noi n-am știut. Înțelegeți cum ei se îndreptățau într-un fel de ce au pierdut. Dar trebuie să recunoaștem că cronicarilor, cronicarul Efende, da, el recunoștea că anume Ștefan, anume Moldova, de fapt a rușinat cel mai mult Imperiul Otoman. Adică a rușinat, le-a dus lor pierderi și bătălii rușinoase, adică pierderi rușinoase. Și desigur Vasluiu, noi vorbim astăzi de acest eveniment și mi-e pare bine de emisiunea dumneavoastră că ați organizat-o, unii spun că poate nu merită, dar eu zic, probabil este că bine, merită bine. să vorbim despre faptele bune și eroice a, 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 a înaintașilor noștri. Și inclusiv a domnilor lui Ștefan cel Mare. Da, aici sursele otomane, otomane recunoșteau că Ștefan a, a reputat o victorie strălucită, deci ei recunoșteau că armata otomană a fost distrusă complet e, și aici un moment aș spune doar că sultana sau deci văduva sultanului Așa. a recunoscut, a declarat că niciodată armata turci, că armata în vie otoman, n-a suferit o asemenea înfrângere ca la vaslui. Da, eu din ceea deci... ce am reușit să mă documentez pentru această emisiune am găsit o cifră enormă, ar putea spune cei mai mulți dintre noi, 100.000 de morți din partea otomanilor și tot spuneați în cadrul acestei emisiuni despre afirmațiile cronicarilor. Iată, un cronicar zice că de la Turci au fost luate aproximativ 40 de steaguri, în timp ce se face o, și o inventariere, dacă aș putea o numi așa, a celorlalte lucruri. Domnule Roman, vreau să rămânem în albia a perderilor pentru Ștefan și a câștigului. Dacă da. le punem cap la cap, da, deci câștigul desigur că a fost unul foarte important pentru a demonstra viabilitatea statului moldovinesc, deci forța militară și administrativă acestei structuri, a entității statale care se numea Țara Moldovei, anume așa s-a numit oficial, deci Tera Moldavie sau în limba rusă, în slavonă, se scria, ce deci era Moldavska Zimlea, deci, în Europa, această țară a început să fie estimată într-un mod deosebit. A devenit cunoscută tuturor țărilor europene, inclusiv și acelei, să spunem, Franța sau țările din Pirinei, deci în Spania și așa mai departe. Și iată, în timpul lui Ștefan cel Mare, Moldova este stimată în mod deosebit în sistemul relațiilor internaționale. Și aici, referitor la uh, rezultatele acestei lupte de la Vaslui, da. uh, într adevăr au fost capturate circa 40 de drapeluri de luptă otomane, care o parte din ele au fost trimise regelui Poloniei, o parte regelui uh, Ungariei, deci ca demonstrație că au fost învinse trupele otomane anume pe câmpul de luptă și iată această demonstrație, deci desigur că nu putea fi donate sau de cineva capturate nu și numai în luptă aceste drapele. Și tot aici aș vrea să menționez în, un moment referitor la deci, cronologie istorică. Știți, data de 10 ianuarie 1475 este o dată veridică în baza calendarului Iulian. Calendarul vechi, numit astăzi, în stilul vechi, elaborat de către Marele Cezar, Caius Iulius Cezar, care a fost introdus în uz în anul 45 înainte de Hristos, înainte nașterii lui Iisus Hristos. Și iată, în anul 1475, când se produc aceste evenimente, anume, în documentele scrise se folosau două date. Era data aceasta, 1475, de la nașterea lui Hristos, în stilul, iarăși zic, și acel Hristos a născut în baza calendarului Iulian, stilul vechi fiindcă calendarul gregorian, cel nou, apare peste 1000 și ceva, 1600 de ani, în anul 1582. Și iată, deci a doua dată era fixată de la facerea lumii. Adică era o tradiție în toate țările lumii se înseamnă că de la facerea lumii până la nașterea lui Iisus Hristos au trecut 5508 ani pentru evenimente care s-au produs până la 31 august. Pentru cele care începeau în a doua parte a anului, de a 1 septembrie, se considerau 5.509 ani. Și atât respectiv și astăzi putem să calculăm ziua de 10 ianuarie anul 2019, deci adăugăm 5.508 ani la 2019 și vedem în ce an ne aflăm conform acestei tradiții primite, deci acceptată de, toate, de toate statele de la facerea lumii. Da. Domnul Stepaniuc, în urma acestei bătălii au fost luați mai mulți ostatici Însă resursele zic că doar o singură căpetenie, Isaac sau SAC, nu unele surse, a fost eliberat Face parte din strategia lui Ștefan pentru a merge, pentru a spune cu adevărat ce s-a întâmplat? Știți cum, noi probabil că nu putem cu principiile morale de astăzi să vorbim despre perioada secolului XV-XVI Principiile erau altele Desigur, Ștefan s-a rafuit foarte dur cu armata turcă, inclusiv cu căpeteneile care el le-a luat în, în, plen. Nu totdeauna s-a întâmplat așa, uneori el a luat în plen și polonezi, și unguri, și valahi, și tătari, e, rusini din Bucovina e, și i-a luat în plen. Unii au trăit mai departe în Moldova. Dar în caz, unii s-au întors înapoi în țară. Adivărat. Dar în cazul de față, într-adevăr, pierderile turcilor au fost foarte mari, de la 90 până la 100 de mii pentru un așa război, asta a fost foarte mult. Adică, de fapt, Ștefan și după lupta de la Vaslui a dat indicații toate trupele care sunt acolo să fie, de fapt, hăcuite. Și moldovenii au făcut foarte dur această chestiune. Eu cred că pentru Ștefan, și nu-i numai opinia mea, dar am, am văzut-o și la alți autori, a fost ca să le dă o lecție bună turcilor. Fiindcă, de fapt, turcilor, înțelegeți cum, vă 50 de ani, după ce ei au luat în spunere, practic, țara românească, adică Valahia, la 1418, nu le-a dat nimeni nicio lecție serioasă, mai ales militară. Ei, practic, în toate cazurile, ori au învins, ori au terminat războaiele așa cu un status quo. Adică nu au suferit înfrângere. Ștefan probabil că a avut aici scopul, aflând toate subtilitățile, având serviciile secrete, eu vorbesc din diplomație, da, de rigoare, dar de fapt este vorba de servicii secrete, că moldovenii noștri cunoșteau limbile, ei cunoșteau și poloneza, cunoșteau și tătara, știau și germana, mulți dintre ei vorbeau latină, greacă, veche și inclusiv vorbeau și limba turcă o parte, adică erau pregătiți special pentru aceasta. Și informația care a venit la domnitor l-a făcut ca el să încerce să pregătească, să le dă o lecție lor. Și lui a reușit, trebuie să spunem, foarte bine, foarte bine această lecție. Ea este desigur dură, dar aici, față de Imperiul Otoman, vă spun că Moldova a putut să -și, nu doar să-și păstreze demnitatea, dar și să insufle uh, sultanilor turci un respect deosebit pentru Moldova. Fiți atenți că, de fapt, Moldova, chiar și atunci când a nimerit sub dominația turcească, după 1538, ei totuși au respectat-o, ei uh, nu au distrus structurile statului, ei au considerat această țară, nu au transformat-o într-un pașalet, de exemplu, Da. ca cum s-a întâmplat în multe. și au semnat cu Moldova niște capitolațiuni. Adică domnitorii moldoveni erau considerați într-un fel pe un picior de egalitate, fiindcă ei semnau cu sultanul, deci o capitolațiune, adică un fel de tratat de spunere. Noi suntem de acord să ne spunem în asemenea condiții. Adică asta nu a fost o țară cucerită. Și este important că acest gând că Moldova nu a fost o țară cucerită, îl respectă inclusiv Karamzin, adică marele istoric rus, respectă cronicarii și conducătorii Poloniei și, și Ungariei, țărilor vecine din, din preajmă. Încă un moment care, când să vorbim despre pierderi de atunci, da. să nu uităm că, de fapt, armata moldovenească, în mare parte, ea a rămas în picioare. Ea nu a suferit pierderi mari. Pierderi au fost de la 14 până aproximativ 18.000 de oameni. Mai mult ca atât. Acei care au venit sașei, care au venit în ajutor, polonezii care au venit în ajutor, 2000 de polonezi, da? Circa jumătate din ei s-au întors înapoi acasă. Mai mult ca atât. eu au, au povestit cu mare respect despre moldoveni care au organizat bine luptele, care au putut să, da. să mențină pe e, câmpul e, de luptă o anumită ordine în condiții că nu erau telefoane, că nu erau acolo, când, de fapt, în sunete se transmiteau toată informația. Și bună organizare a moldovenilor, despre asta vorbeam mai târziu, Scriau mai târziu, secuii, scrieau un ungurii și povesteau foarte bine uh, polonezii. Aceasta demonstrează că tactica militară a fost uh, la cel mai înalt nivel, dar câștigul lui Ștefan a fost mai ales, eu încerc, încerc să spun așa, el a fost unul mai ales uh, uh, politic și geopolitic. Moldova a devenit o țară care avea influență de acum, nu ca o țară mică, dar ca o țară regională. Așa o putere, de exemplu, avea Ungaria, așa o putere avea, Polonia. Uh, deci, Polonia. Și Moldova, practic, vine la nivelul acestor țări. Turcii au fost nevoiți să țină cont, dar nu numai turcii, dar și toată Europa. Și domnul profesor Corect a spus că anul acesta este de cotitură din cauza că Europa Occidentală a aflat despre această luptă. Europa, Europa Occidentală s-a mirat, s-a mirat nu numai Papa. Dar trebuie să spunem că, de fapt, papa a trimis scrisuri nu numai în Moldova, dar, de fapt, el i-a informat și pe unguri și pe polonezi să fie respectuoși față de, de Moldova, deoarece au un domnitor cu demnitate, au un domnitor deștept, cult. Uite el cu forțele acestea mici și a putut să-i învingă. Și el este un adevărat apărător a creștinătății. Mai mult ca atât, cronicarii polonezi după asta, vedeți cum scriau că dacă s-ar organiza o alianță anti-otomană, dar turcii trebuie opriți ca să nu pătrundă no. mai departe în Europa, apoi în fruntea acestei armate mari a țărilor creștine, trebuie să-l numim anume pe Ștefan. Fiți atenți, nu pe un aricare domnitor de, de acolo sau de acolo sau de acolo că împotriva turcilor erau și rușii și erau și aici din, 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 Lituania și Polonia și Ungaria și alte țări din jur, da? Dar anume domnitorul Ștefan cel Mare. Când noi vorbim despre gloria Moldovei, chiar în cazul când i-am dat denumirea acestei cărți, câteva luni de zile am meditat asupra denumirii, Că sunt multe denumiri deci, a cărților despre Ștefan cel Mare. Dar noi am vrut să subliniem uh, ideea gloriei. Fiindcă, într-adevăr, ea se observă uh, nu doar în studiile istorice, dar ea se observă mai ales în cronicile și în scrisorile diplomatice vinite în perioada respectivă. Adică, Ștefan a ridicat rolul, importanța și gloriei Moldovei la un nivel deosebit. Și dacă noi să vorbim ca neam, ca popor, noi ne mândrim că suntem moldoveni. Trebuie să spunem că mândria aceasta vine, de fapt, de la ne-a dus o Ștefan. Și este important ca noi să o păstrăm. Când vorbim despre temele istorice, nu vorbim de atât dacă să cunoască numai studenții și să cunoască elevii, dar uh. probabil că trebuie să fie fiecare de noi, ca cetățean, să avem mândrie față de, de pământul nostru, față de neamul nostru, față de țara noastră. Da, timpurile sunt grele, uneori conducătorii nu sunt mai buni, dar trebuie să avem curaj să îndreptăm lucrurile să ne mădrim cu înaintașii și să încercăm să facem fapte bune și onorabile și în prezent și pentru viitor. Domnule Roman, regia zice că avem aproximativ 3 minute. Eu vreau pe final de emisiune să ne spuneți, iată, Ștefan cel Mare se urcă la tron în anul 1457. Această luptă despre care vorbim noi se desfășoară la 1475. E un interval de timp în care Ștefan este testat de ceilalți din jur și dacă după anul 1475 Aici se instaurează pacea. Pacea în termeni în care putem vorbi despre o anumită zonă. Ce da. se întâmplă după 1475? Da, într-adevăr, de la urcarea la tronul țării Moldovele, lui Ștefan al III-lea, la 12 aprilie 1457, practic au trecut circa două decenii până la evenimentul de 10 ianuarie 1475. Circa două decenii, aproape 20 da. de ani. Și, desigur, că Ștefan al iii a demonstrat calități diplomatice, politice, militare, deosebite, deci cu care a trebuit să se considere atât sultanul Imperiului Otoman, precum și țările suverane, țărilor vecine, inclusiv a țărilor catolice. Într-adevăr, cum spunea colegul despre adresarea papei de la Roma, care țările acestea catolice din centru, Europa Centrală și de Vest erau subordonate, practic, papalității și trebuie aici să menționăm că însuși regatul Poloniei, care a fost o țară catolică, iată, istoriograful regal al regiului Poloniei, deci cronicarul Dlugoș, spunea că în fruntea acestei armate comune europene împotriva Imperiului Otoman trebuie să fie numit Ștefan al III-lea, domnitorul țării Moldovei, care el este al doilea Alexandru Macedon. Așa la Vă dați seama ce apreciere. Al doilea Alexandru Macedon. Și într-adevăr, iată, această perioadă de două decenii până la Vaslui, ianuarie 1475, a demonstrat că Moldova s-a consolidat ca un stat puternic, atât intern cât și extern, s-a consolidat ca un stat în contextul relației internaționale cu o diplomație abilă, Ștefan cel Mare deja a cunoscut, deci, să spunem așa, un apogeu bine meritat. După aceasta, e clar că nu s-a însărat o pace, să-i spunem noi, absolută. absolută. Nu putea fi. Din potrivă, dacă până la 1474-75, Ștefan al III-lea a luptat, practic, cu alte, alți invadatori, cu tătarii din Crimea, deci hanatul Crimeei a luptat cu ungurii din regatul Ungariei. Deci adeseori din Valahia, care susținea întotdeauna în militare otomane, deci Ștefan al III-lea, în ori, a atacat această țară din sudul Moldovei, a ocupat și capitala Târgoviște de câteva ori. Dar după 1475, sultanul personal a decis să răzbune pe victoria lui Ștefan de la Vaslui și în sensul că Ștefan cel Mare, fiind un abil conducător și diplomat, a intuit foarte bine că urma să fie o campanie de răzbunare împotriva țării Moldovei. Și deja, iată, am zis că peste două săptămâni se adresează țărilor creștini din Europa, s-a adresat papii de la Roma, iar uh, sultanul otoman începe o campanie de, de, deci o campanie militară, deci, de a pregăti terenul pentru a ataca Moldova deci pe calea maritimă. Deci este ocupat regatul Mangopului din Crimea, unde, de unde era soția a doua lui Ștefan cel Mare, deci Maria de Mangop, a fost capturată această țară ocupată, cumnatul lui Ștefan al treilea, deci principele Alexandru a fost nimicit, a fost omorât atunci și atât turcii pregăteau ca în anul următor, 1476, să organizeze o campanie de proporții împotriva țării Moldovei, ceea ce într-adevăr s-a produs. Domnule Roman, domnule Stepanic, eu vă mulțumesc din suflet pentru prezența în studiu și pentru explicațiile pe care le-ați oferit pe marginea acestei teme pe care ne-am propus să o discutăm și în același timp vreau să mai obțin promisiunea că mai dați curs altor invitații pentru a discuta și alte teme la fel de interesante. Vă mulțumesc! Stimați uh -huh. telespectatori, în numele întregii echipe, eu vă mulțumesc pentru faptul că dați dovadă de uh, perseverență și sunteți alături de Accent TV. Fiți și în continuare!